Deci, eu am citit toate cărțile care s-au scris înaintea mea despre Bicu Mircea. S-au scris enorm. Vă dați, ceva mi-a sărit, domnule, lipsește ceva care n-au scris pe Bicu Mircea. Am mai luat odată și alu Dovlacu, și alu Ciorbea, și alu toți. Mă, ce lipsește? Și mi-am dat seama ce lipsea. Lipsea că era singurul voiaj care nu era trecut niciun cadet în registru. Și aici la mine sunt greșele în carte, pentru că a trebuit să adun de la cei care au mai trăit. Și lipsește și la mine în carte. Erau trecuți ofițerii, erau trecuți ofițerii care fuseseră aduși pe navă de la elevi ofițeri, dar noi nu figuram împreună cu școala de marină 94. Ăștia eram. Sunt contraamiralul de flotilă Nicolescu. Am lucrat peste 33 de ani în direcția tehnică a Comandamentului Marinii Militare, secția reparații. Fiind în această secție, sigur că toate navele din flotă au trecut prin mâna noastră a ofițerilor care lucram în această secție. Se numea secția reparații, control, exploatare și încă nu știu mai ce. Pentru faptul că a reușit să ne adune astăzi și să ne amintim, sigur, numai de lucruri plăcute, fane cum a câștigat 500 de lei. Ce 500, bă? Câteva mii de lei, bă, erau mari. Băi, nu mă întreb. Și sigur să ne revedem cu domnul amiral Ștefan, care a fost comandantul marșului atunci. Despre Sile, ce să vă spun, a fost un tip non-conformist. El întotdeauna a fost în flagrant cu toate. La un dat timp vorbesc. Știam de jurnalul de bord care îl ținea. Da, e mulțumesc lui Dumnezeu că n-a rămas. Corect. Știu că el a confiscat. Dumnezeu să-l ierte, cred că a murit domnul Melicescu, care era locțitorul dumneavoastră. A murit, nu? Ei, am zis bine. Și, sigur, noi ziceam Melisoa, îl franceseam puțin așa. A fost foarte... Așa e că ți-a luat jurnalul? Da. Așa. Și venind de la lectura jurnalului, foarte supărat, pe Dunetă, unde era și Timona, a avut o ieșire de asta, așa, de neînțeles. Contextul care era? Era noapte, era ceață, sirena de ceață bubuia la două minute interval și scotea un zgomot de ăsta de spărgea urechile. Eu aveam, ca ajutor de timonier, aveam un elev de la maestri. Și l-am povestea că mâine o să avem, nu știu, zicea el, un potol grețos, așa, și vine Melicescu, și zice, băi, tâmpiților, băi, lumea, de la două noapte așa, băi, tâmpiților, lumea doarme. Și voi faceți gălăgie, sirena aia vă spus. După aceea am aflat că el era excitat de ce citise în jurnalul lui Sile Grigore. Fane a spus și el niște lucruri foarte, foarte adevărate despre el. Nu mă, despre toți, bă, ce-i patru. Și acum vreau să spun și eu ceva despre el. Înainte de a pleca în voiaj, a venit șeful Catedrei de Artilerie, Dumnezeu să-l ierte, Leu îi spuneam noi, domnul Alexandrescu Mircea, un om deosebit, da. Un domn, așa cum a spus. Și zice, băi, Atanasiule, de ce refuzi să te urci în arbora, domnul? Eu am căzut pe spate. Zice, domnul, poate mă confundați. Păi nu ești tu Anastasiu? Nu sunt domnul, eu sunt Atanasiu. Moșul care era pocherist de meserie, n-avea treabă să urce el. Și mecanic. Și mecanic, da. Șobolan. Șobolan, da. Frumos. Mai departe, s-a agățat să aibă serviciul la cavilier acolo, doar să fileze. Păi, un strângător de curvă. Să fileze, da? Să lase să curgă ceva, care era în fășură, o palmă, care era... Și suiu, da, colegul nostru.
Suiugan, colegul nostru mai mic, care era pe sus, pe la zburător, pe la Rândunică, urla de acolo, filează, bă, filează! Și ăsta stătea la Iordane, povestea cum câștigă el la poker, cum bate, cum... Și aia sus urlau acolo, că el uitase să fileze, da. Încă o întâmplare frumoasă este cea cu vizita la Ramatuiel, unde, spunea Sile, erau niște pepise frumoase pe acolo, pantaloni scurți, cu pieptul foarte bombat, așa, miroseau bine, aveau în mână o cană de vin alb și o cană de vin roșu. Și întrebau pe tovarășii cadeți, de care vrei? Da. Mai venea una, da, dă-mi din ăla. Sigur că a ieșit așa, pe românește zis, o beție de-asta generală, dar politicoasă. Cu noi era un soldățoi de ăsta franțuzesc, cu beretă, cu pampon și cu un aparat de fotograf mare, de fotografiat mare, așa, și pam, 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 ne tot fotografia pe ăștia, pe toți. A doua zi, ne adună domnul amiral Ștefan la Puntea Centru, cu un teanc așa mare de poze. Ne-am bucurat, ne-a făcut francezul pozele. Și la domnul amiral, după bă, cine e aici? Eu. Consemnat la următoarea ieșire. Bineînțeles, Grigore, primul că avea copca descheiată. Poza care a apărut în ziar. Asta e poza care a apărut în ziar. Băi, am avut un gând bun să avem amintire. Da, eram mai descheiat la haine, mai cu cască, mai așa, într-o poziție de șuchiată și zic, uite, doamne, ce ne-a făcut băiatul ăsta, a vrut să ne facă niște amintiri și ce ne-a făcut. Dat în plus și să reafirmă, dat în plus, că simbolul Mircea a existat, există și cu siguranță va exista în Marina Română. Vă mulțumim pentru atenție și pentru atenție. La o ședință de autografe. Mai am 3 ședințe de card. Dar o să vedem. Oricum, o să fie, să ajungă și la mea spusă. Da. Ha. Uite, domnul... Doi. Înainte de a fi copățat, ce crezi că faci? Mă duce pe Verga Mare. Nu era de foarte mare. Eu aveam N-am spus că am fost și 4 ani de calul facultate. Domnul comandant, dumneavoastră ați fost cel care ați fost alături de acești elevi. Să ne spuneți cum au fost. Doamne, pot să vă spun că și eu am fost executant ca și ei. Numai un executat cu răspunderea pentru ei. Păi, ce să spun? Erau tineri pe vremea aia. Mi-aduceam aminte că și eu am fost ca ei și am făcut pe Mircea practică. La fel, am prins și o furtună mare în 1948 și eu trăiam alături de ei aceleași momente pe care le trăisem cu mulți ani în urmă. Așa că tot ceea ce făceau, făcusem și eu. Înțelegeți? Da. Sigur că n-am căutat niciodată la șotile pe care le făceau, pentru că nici nu ajungeau toate la mine, dar care ajungeau, le mai treceam cu vederea. Să rămână! Mulțumim frumos! Mulțumim. Hai, du-te autograful! Domnul amiral a fost într-adevăr un lord, că de-aia v-am botezat lordul cu ciorba, să păi de-aia am întrebat, am venit de la Portnus? Da, Portnusul Lezlo. Un ischiuleț, un gin, ce doriți acolo. Cine a fost un pic cu Mircea acolo? Cum? Ce-i prezența lui? Cine a fost un pic comandant? Bremenhaver. Care au fost în șantier? Da. Da, nu că eram alături. Da. Într-o delegație, mă rog, vine din șantier.